Superliga vă este oferită de Superbet. Ultimele 5 meciuri din această ediție de campionat să părăsească măcar poziția a 6. Iată cele două garnituri de start. Cristiano Bergodi începe cu Roland Nițul în poartă, Aganovic, Ciobotariu, Tamaș și Rare și Spas în defensive. La mijloc Matei Păun și Francisco Junior, Rondon în ofensivă, susținut de Ion Gheorghe și Marius Ștefănescu. Este o echipă destul de bună a lui Cristiano Bergodi, s-a tot speculat asupra faptului că Șepși este concentrat mult mai mult pe partida de cupă, acolo unde CFR e foarte probabil să vină cu o echipă ceva mai experimentală, ca să-i spunem așa. Premiat și Pavel Șafranco în fața propriilor suporteri. A fost meciul cu numărul 100, după cum ați putut auzi și dumneavoastră, meciul 100 la partida din Gruia. Deja prima lovitură de la colț, iată, obținută în secunda 10 de Universitatea Craiova, însă nu se descurcă apoi mai bine defensiva Craiovei. Oh, ce șut periculos! Octombrie, o victorie adusă de golul lui Vătăjelu. Oh, șut destul de bun al lui Crețu. Mingea a prins pământul. Bayram. Da, faza continuă. Nu e nimic. Bayram pentru Crețu. Ține puțin cam mult de minge. Foarte interesantă pasa lui Vladimir Screciu și va fi din nou corner și poate fi o contră periculoasă a lui Șep și cu Ion Gheorghe, în care o centrare deviată, scoate Popescu și apoi ultima atingere a lui Vlădoi va fi corner pentru Șep și centrarea lui Câmpanu, bună, Crețu, poziție aproape ideală. Centrarea lui Ivan, bună! Foarte bună centrarea lui Ivan. Că totuși meciul va progresa puțin. Șepși are 30 de goluri marcate în repriza a doua, Craiova 26 și oaspeții cu un atac periculos, Crețu, gol! Minutul 48. Șut foarte bun al lui Crețu. Cred că Nițul a văzut destul de târziu această minge. Da, nu este offside nici la Bayram. N-are de ce să nu se pună. Ce șut bun! Ce șut bun! Prinde Crețu. Cred că a fost și deviată puțin mingea. Da, este deviată. Șutul a fost totuși pe centrul porții. Avansează, ce pasă bună pentru cursa lui Rondon, care pătrunde în careu. Rondon însă nu are cui să-i centreze, dă din inerție, vine din spate Ștefănescu, șut peste poartă, așa parcă mai vin de acasă cele două echipe. Iată reacție aproape imediată a lui Șepși. Ivan caută șutul, departe însă de poartă. Ivan destul de șters până acum. Rondon lipit de tușă în centru, sunt însă doi jucători foarte scunzi, Matei și Ștefănescu. Rondon, atenție la această fază, un șut peste poartă, dar e de revăzut și intervenția asupra lui Rondon. Faza a continuat a doua oară când Ștefănescu șutează peste poartă dintr-o poziție ideală. Cu o viteză mai bună, renunță la talie, e adevărat Eugen Agoe, dar poate că nu-i mai trebuie atât de mult la acest scor. Picior ridicat al lui Crețu. Se uită Marcel Bursan să vadă dacă au existat urmări. Va fi roșu direct. Roșu direct pentru Crețu. Este. Dacă nu lovea la nivelul feței și avansează Păun, reintrat între timp, este însă deposedat ușor de Rogulic. 2 contra 4 pe acest contraatac. Pleacă Marcovici în spatele defensivei. Pasa este perfectă. Marcovici, gol! Gol 2 la
1-0 pentru Craiova, în inferioritate numerică. N-au trecut 5 minute de când spuneam, încercam să ghicesc strategia lui Eugen Agoe. Iată de ce a fost introdus Markovic. Înscrie pentru a 6-a oară în această ediție de campionat. Ieșire cam neinspirată și a lui Nițului. Dar haide să spunem așa, o treime din gol a lui Markovic, o treime din gol a lui Rogulici, sau poate puțin mai mult a lui Rogulici, că a și recuperat. Pregătit și Dumitrescu la marginea terenului pentru a intra la Șepși. Centrarea lui Ciobotariu, bună! A treia ratare, a treia ratare a lui Șepși. Ștefănescu va încerca poarta, e a treia oară, a patra oară, dacă nu mă înșel, când trimite peste. Cel puțin până acum, când mai sunt 30 de secunde din această partidă. Dumitrescu, centrare și gol! Gol Ștefănescu, dar va fi fluier de final. Ștefănescu, golul lui Ștefănescu e doar o palidă consolare. Nu cred că va mai avea timp Șepși. Nu cred că va mai avea timp Șepși de încă un atac. Primește gol și astăzi Craiova. În sfârșit, cred că e la 5-a încercare. Ștefănescu e la al 5-lea șut la poartă. Markovic obține faultul. Cel mai prețios fault pentru Craiova din această partidă. Și este și fluier de final în imagine. Ștefănescu a marcat până la urmă din atâtea încercări, dar Craiova pleacă învingătoare de aici, de la Sfântul Gheorghe, și se înscrie într-o luptă în patru pentru titlu. Superliga vă este oferită de Superbet.